Salutare, prieteni dragi! Bine ne-am regăsit după o destul de lungă perioadă în care nu am mai postat. M-am hotărât și am prins curajul necesar. Mi-am revenit și emoțional, să zic așa. Vreau să mă apuc să curăț din nou caroseria la tablă. Reluăm procesul de chituire, îndreptare, primer și sper ca luna aceasta, până la sfârșitul lunii, să termin de finisat. O să-mi iau 2-3 zile libere și o să stau de ea, pentru că totuși trece vara, bine ar fi să pot să o și vopsesc, fiind căldura asta afară mă ajută foarte mult. Așa că m-am hotărât astăzi, am avut o zi mai frumoasă, așa, o dimineață mai plăcută, m-am încărcat pozitiv și acum vreau să mă descarc pe această minunată caroserie care mi-a dat de cap un an de zile. Haideți să-i dăm drumul la treabă, o să-i dau pe repede înainte, pentru că lucrarea o să dureze, cred că undeva la 4-5 ore. Sper să reușesc să termin astăzi. Și ce să zic? Stați aproape! Mă echipez corespunzător pentru că o să fie praf grămadă. Să dau dubele, dar mă bucur că totuși peria asta a fost gândită într-un anumit fel. Dar uitați-vă, s-a desfăcut tabla asta roșie din ambutisajul ăsta de aici și practic s-au întins toate sârmele astea. Ia uitați. Ce m-am speriat. O schimbăm și continuăm lucrarea. Să vedem cum fac să-l desfac, că nu pot să mai desfac în chestia aia. Să încerc cu dalta. Gata, a luat-o. Deci, după cum vedeți, s-a desfăcut fusta asta, deci. M-a băgat la belele. Folosiți protecție. Acum o să montez una mai micuță. Să vedem dacă fac treaba mai bună cu asta.
nu dați kit peste convertor, nu dați cu convertor peste tablă, pentru că o să aveți surpriza să se exfolieze și kitul, și fuelerul, și vopseaua, și tot. Uite, cea mai bună variantă e așa. Ia uite, tată. Nu face priza absolut deloc. Ia uite. Fă. Așa că, dragi prieteni, dragi oameni care mă vizionați, nu folosiți convertorul pe exteriorul caroseriei, folosiți-l doar în părțile foarte greu accesibile, în stâlpi, pe dedesubt, pe undeva. Nu dați pe deasupra, pentru că o să aveți surpriza să se exfolieze tot ce ați dat peste el, vopsea, primer, kit și așa mai departe. Eu acum o să continui curățarea caroseriei, iar după aceea o să mă apuc să înlătur și convertorul. Am găsit o soluție miraculoasă. Nu folosiți convertor de rugină pe exteriorul caroseriei. O să aveți surpriza asta. Wow, super! Mișto! Așa că sunt nevoit să o curăț pe toată și să reiau procesul de la zero. Din greșeli învățăm, așa că suntem supuși greșeli. Dragii mei prieteni, pentru ziua de astăzi am încheiat, am învățat și o lecție, am găsit și o soluție cu care o să curăț, zic eu, destul de ușor convertorul ăla de rugină, dar data viitoare înseamnă săptămâna care vine. Astăzi este duminică 15.07.2023. Până săptămâna care vine, cred că marți, miercuri, când o să pot să-mi iau o zi liberă, o să vă prezint altceva, așa că rămâneți în continuarea videoclipului ca să vedeți ceva super, super distractiv și super interesant. State aproape. Dragii mei prieteni, acum o să vă arăt o jucărie, să zic așa, pe care am împrumutat-o de la un domn, un prieten de-al meu. Îi mulțumesc pe această cale. Nu știu dacă o să ajung videoclipul ăsta la dumnealui, dar dacă o să-l vadă, o să-i mulțumesc pe această cale. Și acum o să oprim să vă fac o mică prezentare, să zic așa. Astăzi avem ceva special și anume avem acest buggy homemade, făcut de cineva cumva din mecanică de Suzuki Vitara. Îmi place foarte mult aspectul, mai puțin botul ăsta ridicat în sus, cred că s-ar fi putut face un pic mai lăsată capota din față de aici. Dar totuși este destul de drăguț. Cam așa arată și cadrul metalic. Mașinuța este 4x4. După cum vedeți, super. Aripile presupun că sunt aripi de dubă. Cel puțin așa seamănă. Avem aici un călic de tractare. Roata asta de rezervă poziționată aici în spate, super, super, super frumos, dă super bine. Din păcate este cu volan pe dreapta, dar e bine și așa, putem spune că e bine și așa. Are servo, nu merge chiar foarte, foarte ușor, dar e destul de bine mers.
4-5 viteze, avem aici și reductorul 4x4, 2x4. Ia să vedem ce avem sub capotă. Avem în primul rând aici o închizătoare foarte, foarte interesantă. Aici un electroventilator pe care l-am montat pentru a răci radiatorul și ia să vedem acum ce avem aici. Dacă vă dați seama, mai puțin, op, să mă urc. Spuneți-mi dumneavoastră dacă cunoașteți acest motor. Eu îl cunosc, îmi este destul de cunoscut, să zicem. Are și turbo. De fapt, este varianta cu turbo, pentru că motoarele astea au fost cu turbo și fără turbo. Cred că acesta cu turbo are undeva în jur a 90-95 de cai putere. Super mișto. Deci, haideți să vă zic eu, este un motor de Golf 3 sau chiar Golf 4. După admisia aș putea spune că ar fi un motor de Golf 3, nu de Golf 4. Foarte interesant, foarte bine poziționat. Apa aici nu știu dacă are apă, o să ajung acasă acum și o să-i verific eu și apa. Să nu mă trezesc că dau în alte belere cu lucrul omului. Cablul ăsta accelerații cam greoi. O să trebuiască să mă orientez puțin să vedem, poate reușesc să modific un pic sistemul, să-l fac să funcționeze un pic mai ușor. Radiator frumos, tampoane aici adaptate. Super, super bine. Îi punem din nou ăsta, de fapt o să închid puțin live-ul. O să închid puțin filmarea, să-i verific apa. Am verificat și antigelul. Asta este. Ia să vedem, să-i dăm o pornire. Deci, de aici se pornește. De aici se pornește electroventilatorul. Aici presupun că sunt luminile. Văd că nu s-a aprins nimic, nici aici în spate, nici stopuri. Ia să vedem acum. Nici acum. Deci luminile astea nu știu care ar fi. Deci pe ăsta în stânga avem proiectorul ăsta de manșalier. Pe ăsta avem ventilatorul. Aici îi punem contactul, hai să vedem cum pornește. Oh, super. Dăm drumul la ventilator. După cum vedeți, funcționează și ventilatorul. Motorașul e super, super ok. Și aici avem o ștanță. Nu știu ce-i cu ea. Dacă, virgulă, cumva caroseria asta e rămasă de la ceva mașină, dar nu prea cred, pentru că aici pare foarte foarte profesional făcută treaba asta. Cred că s-ar putea să fie Land Rover Santana. Nu știu ce să zic. Nu știu dacă într-adevăr mașinuța, cel puțin partea de jos până la galben, este făcută de fabrică sau dacă a fost cumva modificată în vreun fel. După cum vedeți, are și ceva apărătoare solară. Haideți să-i închidem capota și să-i dăm drumul spre casă. Eșapamentul avem aici, sub aripă, direct afară. Mașinuța arată super. Deci proiectul, designul este super, super, super mișto. Cel puțin mie îmi place la nebunie. Poate pe viitor o să reușesc să construiesc și eu așa ceva, sau cel puțin o copie după modelul ăsta. Haideți să mergem, spre casă. Pedalele astea funcționează un pic cam greoi. Presupun că o să trebuiască
O să trebuiască să mut traseul cablurilor. Se apasă destul de greu și accelerația la fel. Ia să vedem. Să știți că motorașul are destul de multă putere. Chiar se simte. Se simte foarte, foarte vânos. Super distracție astăzi. O să avem parte de adrenalină maximă. La cealaltă. Dragi prieteni, am terminat peripeția pe ziua de astăzi, m-am distrat extraordinar de bine. După cum am întâmpinat acum să văd că s-au făcut și prunele, o să mănânc și o pruniță din asta. Așadar, vă urez o zi, o seară, o dimineață minunată, depinde în ce perioada zilei vizionați acest videoclip și ne revedem videoclipul următor, în care o să curăț toată caroseria IMS-ului din nou, inclusiv o să dau jos tot convertorul ăla de rugină. Am găsit o variantă foarte, foarte bună. Luasem în calcul să o duc la sablat. Găsisem și persoana, dar am găsit o variantă mult mai simplă și mult mai economică din punct de vedere financiar. Așadar, până data viitoare, vă urez vizionare plăcută și o zi cât se poate de minunată. La revedere!